Începuturile mele ca și primar am susținut sportul și educația. Acest lucru îl continui. Sunt obligat să fac acest lucru pentru că îmi și place. E vorba acum de un municipiu, municipiul Mergidia, care se află chiar în centrul județului, este inima acestui județ și trebuie să se comporte ca atare. Și să organizeze și să susțină orice activitate educativă, sportivă și orice își dorește fiecare cetățean. Am avut onoarea și cinstea, să spun totodată, să fim aleși ca și localitate, ca și municipiu, unde să se desfășoare campionatul mondial al unui nou sport ce intră cu mare elan și în România. Nu mai spunem că au fost, să spun, selectate mai multe orașe și Mergidia a fost aleasă în final și pentru lucrul acesta mulțumim domnului președinte. Sportul este prezent în 46 de țări la nivel mondial, pe 3 continente. Am ales pentru desfășurarea campionatului mondial de juniori România și în special orașul Mergidia, datorită faptului că oamenii de aici, administrația orașului Mergidia, au niște performanțe în a organiza evenimente și competiții pe care noi nu putem trece. Și ținem să mulțumim pentru găzduirea acestui campionat domnului primar și administrației orașului și să sperăm că evenimentul va avea un impact național și mondial, va fi transmis în toate țările din Est. Prezența la campionatul mondial va fi peste aproape 300 de sportivi din 38 de țări până la ora actuală înscrise în competiție. Grupele de vârstă va fi 14, 15, 16, 17 ani la băieți și 16, 17 la fete. Competiția se va desfășura în două zile, în perioada 7-10 septembrie, în sala sportului orașului Mergidia. În a promova acest oraș care a fost uitat de timp, deși este atât de frumos, cu oameni atât de primitori, cu un potențial economic, social și cultural fantastic. Și eu am obligația să fac cunoscut acest municipiu în integralitatea lui, pentru că avem ce să facem cunoscut, avem cu ce să ne lăudăm. Iar cu cât mai multe țări vor participa în România, vor auzi, închipuiți-vă toate lecturile de la sine, de la informație, totul se dezvoltă.